În ultima perioadă s-a tot vorbit despre orașele, comunele sau satele din Spania și Italia, unde o casă veche a ajuns să fie vândută pe bani puțini, de la 1 euro până la 500 de euro. Dar iată că și în România există locul în care o casă veche costă 500 de euro. Peisajul este superb, satul are potențial turistic, dar din păcate aici au ajuns să locuiască numai puțin de 7 suflete. Dacă îți place să călătorești și să descoperi lucruri noi în România, locuri despre care poate nu ai auzit niciodată, dar păi să mai știi că și există, atunci te poți numi turist în țara mea. România are încă locuri și zone care nu au fost încă invadate de tehnologia zilelor în care trăim, de gălăgia și praful traficului aglomerat și unde totul este parcă din alt timp, înghețat cumva. Încă mai există și păduri spectaculoase, unde animalele sălbatice își duc zilele fără a fi vânate sau gonite din habitatul lor pentru a invada străzile micilor orașe, căutând prin gunoaie ceva de mâncare. Sunt mulți cei care încă nu știu de aceste zone, iar asta nu este neapărat o vină, ci doar o lipsă de interes în a-și cunoaște aceste superbe locuri, cu peisaje de poveste și cu un imens potențial turistic ecologic. Deși s-a încercat la un moment dat să se promoveze acest tip de turism, prin care românii să ajungă să-și cunoască mai întâi țara și apoi să cheltuie mii de euro pe stațiuni luxoase din insulele exotice, realitatea a demonstrat că banii investiți au fost cam degeaba. Paradoxul acestui ținut este că, deși trăim zilnic cu tehnologia la îndemână, alergăm pe șosele cu mașini de sute de mii de euro și poluăm în acest timp totul, încă mai sunt locuri izolate de lume, fără lumină, fără tehnologie, unde oamenii reușesc cumva să trăiască, să se gospodărească și să fie verticali în fața oricui, numai cu mijloace arhaice, și asta dă o notă de originalitate și un alt parfum României. Dar pentru cât timp? Prin periplurile turistului român se numără și acest sat, undeva într-un colț de țară și uitat de timp și lume. Gherdeal, locul din România unde o casă costă 500 de euro, a ajuns astăzi un vestigiu al trecutului, unde mai locuiesc doar 7 suflete și acelea trecute deja de vârsta la care ar mai putea schimba ceva. Dacă vrei să ajungi în Gherdeal, locul din România unde o casă costă 500 de euro, va trebui să mergi spre Făgăraș, străbătând cei 244 de km în aproximativ 4 ore, iar de aici mai ai cam 37 de kilometri până la Gherdeal. Intri pe drumul dinspre Cincu, spre satul Gherdeal, iar peisajul de aici ar trebui să te determine să oprești mașina, să taci și să admiri, dar ai o țintă de atins, așa că pornești mai repede. Odată intrat în sat, te va izbi liniștea, o liniște aproape apăsătoare, iar motivul este că, așa cum spuneam, azi în Gherdeal, satul din România, unde o casă costă 500 de euro, mai locuiesc doar 7 bătrânei care își duc traiul cum pot și care spun: au plecat, mâncaia ramarul, toți. Mai suntem 3 sași și 4 români. Satul la origini, un sat săsesc, este gol astăzi după ce aproape toți locuitorii de origine săsească luau drumul Germaniei, lăsând în urma lor tot ceea ce agonisiseră până atunci, relatează playtech.ro.